Se aude? Da. Deci, vorbim despre reinforcement learning azi și despre Alphastar AI, cel mai complex agent de reinforcement learning. Momentan, reinforcement learning e încă în cercetare, nu prea se recomandă să se folosi în producție. Trebuie hardware foarte serios, are cerințe poate de 10 ori mai mari față de o antrenare obișnuită de supervised learning. Și există totuși deja startup-uri care au început, încearcă să-l folosească, dar sunt aplicații practice, există și pe Azure disponibil, am impresia Recommender, am impresia este un API care poți folosi reinforcement learning. Este recomandat mai mult pentru situații în care ai date out of distribution, adică lumea se schimbă foarte repede și cumva reinforcement learning e mai potrivit pentru situații de genul ăsta și mai ales când vrei să nu prea ai din astea etichete de label-uri și vrei doar să dai niște reward-uri, niște recompense din când în când, adică să simulezi practic interacțiunea cu mediul, fiindcă ăsta un agent de reinforcement learning interacționează cu mediul îi dă recompense și învață din experiențe, trial and error. Și există în schimb competiție, aici e o competiție tocmai s-a încheiat, în care cu premii importante și aveai ocazia să faci un agent pentru Mars Rover, care să-l folosească NASA. Și te poți înregistra pentru anul viitor însă. Așa. Deci cei doi team leaderi care au implementat Alphastar AI. Deci unul este Orion Vinialis. Deci el a lucrat în special pe partea de Google Translate, text to speech, speech recognition. Este și ex-gamer probabil și de asta a fost ales team lead. Era expert, jucase profesionist Starcraft. Și David Silver e părintele reinforcement learning. El are o carte celebră, e un fel de biblie, Introduction to Reinforcement Learning. Acum e la ediția a doua. Și aici sunt niște slide-uri de început care aș prefera să trec mai repede. Deci aici e Starcraft, practic DeepMind și Google încearcă să facă un AI cât mai general. Și inițial au făcut un agent care se putea descurca cu vreo 70 de jocuri Alex? Atari, da? Scuze, nu cred că se văd sliderile, adică noi vedem browserul cu prizes. Imediat. New share. Da. Ok. Nu sunt obișnuit cu asta. Acum se vede, da? Da, all good, mersi.
Și jocul Starcraft, inițial ei au făcut un AI general care se descurca pe vreo 70 de jocuri Atari, chiar indiferent de tip de joc. Unele erau poate strategie, altele din astea acțiune. Și ei tot încearcă să facă un AI cât mai general. După aia au trecut la jocurile astea de Go, de șah, care au devenit AI-ul superuman, și acum la StarCraft. De ce StarCraft? Că e mult mai aproape de lumea reală, în sensul că e un joc în timp real, cu strategii, foarte strategie complexă, trebuie să coordonezi o groază de acțiuni, acțiuni într-un spațiu continuu, deci față de șah, șahul avea și Go, avea totuși un spațiu de joc, era discret, practic, aveai acolo, nu știu cât, 64 de căsuțe și făceai niște mutări, dar aici, practic, numărul posibil de mutări e infinit. Ei, și în plus aici avem, este și o, cum să spun eu, un joc cu stare imperfectă, adică nu vezi permanent toată situația pe teren, ai fog of war. Și cam asta e. Ei au reușit să facă un AI foarte puternic, bate cam 98% din oameni, a ajuns la nivelul de Grand Master. Dar nu este chiar superuman, mai ia și bătaie. În plus, e un pic și dezamăgitor, în sensul că nu au reușit să facă să fie, să zicem, la nivel superuman, folosind efectiv doar ecranul ca intrare. Ecran și atât, exact ce vede un om. Nu, au făcut un pic de feature engineering, în plus nici nu a mai învățat ca la Go de unul singur, practic să pornească de la random și să învețe singur, nu au reușit chestia asta, deci întâi au folosit imitation learning. Deci asta e o formă de supervised learning și a învățat din multe demonstrații de jocuri între jucători umani. Și practic au încercat cu self-play să joace de unul singur și tot ce făcea, ce a învățat, este să repeadă cu toți muncitorii. Cum începea jocul, se repezea cu toți muncitorii la atac și chiar câștiga, în sensul că reușea să îi omoare pe muncitorii din tabăra adversă. Dar era o strategie un pic cam prea simplistă, neinteresantă, naivă. Și de asta a fost nevoie de imitation learning ca să vadă exact cum joacă oamenii și să le imite stilul lor, să descopere strategii de joc, fiindcă pornind de la aleator e foarte greu. Practic e ca și cum ai încerca să înveți un câine, să dresezi un câine să joace șah, ceea ce e imposibil, doar prin recompensă. În plus, scuze-mi, Alex. Florian, ai o întrebare? Văd un hand raised. No, let's continue. Eu nu prea văd aici mesajele cu zoom-ul ăsta, să văd. Așa, văd aici ceva cu participanți. Așa. Deci, partea asta, imitation learning, feature engineering, care au folosit, în plus, la început și cam trișa, în sensul că vedea toată harta și nu trebuia să facă scroll ca oamenii. Între timp au fixat chestia asta, acum trebuie și el să facă scroll. După aia avea și spike-uri de din astea, de acțiuni pe minut superumane. Și au fixat și chestia asta, nu mai are spike-uri superumane.
Ce rămâne este că pare că are un micromanagement superuman, în sensul că nu are, omul are o atenție limitată, el poate să managereze, știu eu, doar un colț de hartă acolo, o trupă, niște trupe într-un colț de hartă, dar Alphastar AI poate să managereze în diverse părți aproape simultan trupele. Deci cam asta e singura chestie, ca să zic, că are atenție superumană, să zicem. Bun, aici mai... Deci aici Go versus Starcraft, imperfect information, mult mai action space-ul mult mai mare, de asemenea poți juca 6 jucători, environment complex... Și în 2018 a reușit să bată câțiva din ăștia player profesioniști de top. Au mai adăugat suport acum pentru mai multe hărți și pentru toate rasele. Au fixat numărul de acțiuni pe minut. Dacă în ianuarie 2019 folosea toată harta, practic avea un overview asupra întregii hărți, acum trebuie să facă scroll, deci se vede în partea dreaptă. Ăștia profesioniști au declarații admirative, chiar e original, joacă are un joc original. Cum funcționează Alphastar? Deci el da, primește la intrare observația, practic să zicem harta, dar cu fog of war, practic nu vede, nu poate să vadă absolut tot, doar ce este în afara fog of war. Și practic acțiunea e descompusă. Întâi AI-ul decide ce tip de acțiune să aleagă, de exemplu să construiască, știu eu, un muncitor sau să construiască o clădire sau să pornească la atac cu niște unități. După aia, acțiunea asupra cine este unitatea căruia îi se adresează acțiunea și după aia unitatea către pe cine să țintească sau ce loc să țintească. Deci poate ori o altă unitate dușmană, ori ataci într-un loc anume pe hartă. Și de asemenea, acțiunea e descompusă și când să se uite din nou după ce face acțiunea, să facă o pauză, decide să facă o pauză cât timp, și după aia să se uite din nou pe hartă să ia următoarea decizie. Deci, cumva, el decide AI-ul și o pauză, să ia o pauză, un delay. Asta e decis de AI sau este impus? Da. E decis de AI, dar, într-un fel, e impus din cauză că AI-ul e antrenat să fie cât mai uman și fiind antrenat pe baza demonstrațiilor cu jocuri umane, există și o constrângere să-și limiteze, să joace cât mai umană ca reacție, ca timp de reacție. Și o să explic mai târziu. Deci adică dacă da. Face prea multe acțiuni prea repede și ia un penalty mare. Exact. Deci la funcția de loss e adăugată și chestia asta. Statistica de joc, în general, nu numai timpul de reacție, mai multe statistici de joc care caracterizează jocul unui om, să fie imitată de AI-ul Alphastar. Și la statistică de joc mă refer cam ce unități să construiască, ce ordinea clădirilor și upgrade-urilor, timpul de reacție, cam astea, obiceiurile jucătorilor umani să fie imitate. Și asta chiar și după ce se termină imitation learning. După ce se termină imitation learning, rezultă un agent, în continuare se face reinforcement learning,
dar chiar și în timp ce se face reinforcement learning, tot există acolo un termen adițional la, sau chiar doi termeni la funcția de loss, să încerce să imite pe cât posibil acțiunile preferate de oameni și statisticile generale, obiceiurile de joc, inclusiv timpul de reacție. Bun, acum ca și observații, el primește minim harta, minimap-ul, primește și ecranul, dar ecranul îl primește pe layere, ca să fie mai ușor să proceseze pentru AI. E descompus în mai multe layere, fiecare layer conține doar unitățile dușmane sau propriile unități, sau de asta zic că există un feature engineering, în sensul că nu vede chiar doar camera, pur și simplu. Și de asemenea primește statistici cu resursele care le-a acumulat și acțiunile care le poate executa și ce se află în coada în construcție de clădiri în construcție, și iar ca acțiune nu mișcă mouse-ul sau face chestii de genul ăsta. Deci el emite efectiv pe un API făcut de cei de la care au făcut Starcraft-ul și emite call-uri, apeluri de funcții. Și aici se vede, selectează dreptunghiul cu tare sau construiește resursa cu tare. Deci dar chestia cu feature-urile de genul care sunt unitățile lui, care sunt unitățile inamicului, chestia asta le observă direct din API sau în tot o rețea, de exemplu, o rețea din object detection, care să facă detecția de chestii inamice sau chestii lui? Deci primește harta, dar pe hartă sunt doar așa niște puncte eventuale identificate unitățile, dar primește și liste cu unitățile, unde acolo sunt toate detaliile legate de fiecare unitate, știu eu, stamina, viață și tot. Da, zic, de exemplu, screen features alea, care au, sau minimap features, alea sunt luate dintr-un API sau sunt făcute cu un object detection sau tot o chestie de machine learning? Am înțeles, da. E tot din API e luat, nu face object detection. E luat din API și din API primește și listele de unități cu atributele asociate, toate atributele posibile. Deci este practic feature engineering la greu, e și din cauza de computațional, ca să câștige și eficiență computațională. Ei, Alphastar, practic un agent are nevoie să antreneze cam 200 de ani de gaming, cam așa. Față de OpenAI 5, care e mult mai ineficient, are nevoie de 45.000 de ani. Iar mai există un agent tot de la Google, Capture the Flag pentru Quake 3, care este un precursor al lui Alphastar, practic folosește unele chestii comune cu Alphastar ca și algoritmi. Dar Capture the Flag e mai simplu, practic, doar nu e atât de complex ca Alphastar, ca environment. Deci aici am cam zis, deci aici sunt layerele care le primește. Și aici, de exemplu, s-a testat cum se comportă dacă privește doar interfața, pur și simplu, ecranul sau, deci, cu și fără feature engineering. Și, practic, nu a mai reușit să-l bată pe Mana, tipul ăsta, care e unul din cei mai tari jucători, nu a mai reușit să-l bată cu, fără feature engineering, nu a mai reușit. Ei, aici deja am discutat acțiunile umane, care el, omul face mișcări cu mouse-ul și ăsta practic selectează, face call-uri. Aici sunt niște detalii, nu trec peste ele. Aici tot așa acțiunile respective, am zis action type, selected units, target,
și există și queue, deci dacă să pună în coadă sau nu acțiunea, adică se decide poate să o execute mai târziu, dacă să repete sau nu de mai multe ori și un delay-ul, care este timp cât să aștepți până primești următoarea observație. Bun, deci aici deja am discutat, partea de explorare e foarte, foarte dificilă aici, fiindcă e imposibil trial and error să descoperi niște strategii complexe care se întind pe mii de acțiuni și atunci au trebuit să recurgă la imitation learning. Așa, și aici la fel am discutat o leacă, se folosesc niște statistici, Z-statistics, pentru a încuraja diversitatea și explorarea. Practic, ca să fie cât mai uman și oamenii au jocuri diverse, practic, fiecare om are o strategie preferată sau... Și atunci ei au codat într-un fel de embedding, au codat niște statistici pentru fiecare gamer uman. Și, de exemplu, ordinea în care să construiască și alte statistici, unități, upgrade-uri, am zis. Și se încearcă ca și AI-ul să imite aceste Z-statistics. Da. Și aici e o schemă. Bun, aici e mai complicată schema, dar în principiu cu verde avem AI-ul, care are două capete la output. Deci arhitectura e actor critic. Sper că sunteți familiarizat cu arhitectura, cu algoritmul actor critic. Dar... în principiu, actorul e cel care emite acțiunile și criticul e cel care stabilește valoarea unei anumite stări. Deci primește observația curentă și zice, eu estimez că voi câștiga meciul. Adică, practic, starea mea pe câmpul de bătălie e foarte bună față de oponent. Deci V-ul, practic, prezice valoarea asta, care e o valoare numerică, reward-ul, practic, prezice reward-ul și P-ul prezice acțiunea de luat. Și e o singură, practic, rețea, dar are două capete. Și la intrare primește observația, ODT. Și V-ul are nevoie de observație să decidă valoarea în estimată a reward-ului și tot ai nevoie de observație ca să preziți următoarea acțiune. Și ne uităm aici, pentru a se antrena rețeaua de valoare, se folosește algoritmul TD-Lambda. TD-Lambda vine de la temporal difference. O să explic mai târziu. Iar pentru rețeaua care emite acțiuni, ai nevoie de VTrace și UpGo. VTrace înseamnă value trace și UpGo, upgoing return. Așa. În plus, deci ăsta VTrace, UpGo și TD-Lambda, astea trei sunt algoritmi sau formule de reinforcement learning, care practic țin de funcția de loss. În special funcția de loss e afectată cu ăștia trei algoritmi. Iar partea asta KL înseamnă KL divergence. Deci practic aici e partea de supervised learning în care strategia actorului care decide acțiuni există un termen de KL cu strategia care emite acțiuni învățată pur supervizată din demonstrații umane. Deci, Alex, da. Spațiul acțiunii, deci e practic un hiperspațiu continuu, nu? Sunt mai multe tipuri de acțiuni și care este cardinalitatea dimensiunii? Adică câte dimensiuni sunt în spațiu?
Îți închipui că este, poți să zbori, poți să... Ai era 30... ceva gen 10 la 26 e numărul de dimensiuni sau este numărul de valori per dimensiune? Numărul de acțiuni, numărul de acțiuni posibile ăsta e, da. Dacă ar fi, imaginează-ți că ai 360 de grade și practic e fiecare direcție în parte, da? Plus, aia cred că ar fi o singură dimensiune. Da, dar să mulțești cu restul dimensiunilor, că am explicat că o acțiune o descompui în mai multe părți, da? Deci înmulțești direcțiile cu action type-ul, cu tipul, cu numărul de action type-uri, cu posibilele unități care vrei să le selectezi, cu targeturile pe adică hartă. Se stochează ca în Q-learning, se stochează combinațiile respective? Că știam, în actor critic nu stochez combinații în principiu. Nu, o acțiune e o acțiune practic descompusă, cum am arătat aici, o acțiune e descompusă în mai multe dimensiuni. Observi, action type, selected units, target. Da, da. Asta e. Acțiune multiplă, da, da. Da. Deci e descompus în mai multe dimensiuni. Asta e o metodă de a face, de a te descurca cu acțiuni din astea. Dar nu sunt 10 la puterea 26, nu? Tipuri de acțiuni. Ba da, fiindcă înmulțești numărul de acțiuni posibile, știu eu. Poți să faci o mana, o vrajă, o cutare. Deci poți să ai 500... Am înțeles, spațiul total, am înțeles. Deci spațiul total, dar nu și numărul de dimensiuni. Ok. Da, da, da. Deci 500 de action type-uri înmulțești după aia cu câte tipuri de acțiuni poți să selectezi și câte tipuri de atacuri către alții. Și tot așa să ajungi la 10 la 26. Dar din cauza că ai descompus în mai multe output-uri, atunci să cumva să mai ușurează treaba o leacă. Așa. Bun, deci aici ce vrea să zic în special schema asta este că pe lângă reinforcement learning, care se face cu trei algoritmi, V3, SAPGO și TD-Lambda, se mai face și supervised learning chiar și după ce s-a terminat partea de imitation learning, tot se mai face un pic de imitation learning, în sensul că ca un agent învățat pur supervizat din demonstrații, acțiunile lui să fie cam aceleași cu acțiunile agentului care i-a antrenat cu reinforcement learning. Da? Deci este KL divergence, practic măsoară, e un fel de distanță, distanța între două distribuții. Da? Deci ai distribuția acțiunilor și cumva să urmărești ca entropia să fie cam aceeași între cele două distribuții, a agentului supervizat și a celui antrenat cu reinforcement learning. Iar aici este în partea dreaptă este un studiu de ablații, adică au văzut cum crește performanța adăugând, pirând toate tehnicile care le-am explicat. Deci prima oară 149, punctaj 149 e obținut doar cu self-play, practic fără să folosească deloc imitation learning sau supervised learning. După aia când s-a adăugat supervised learning, au crescut la 936. După aia au făcut supervised learning combinat cu reinforcement learning, însă singurul reward este ai câștigat sau ai pierdut în timpul la sfârșitul meciului. Deci a crescut în cazul ăsta la 1000. Numai că, din păcate, agentul colapsează la o singură strategie. El învață o singură strategie care o știe bine și cam atât. Deci, supervised plus reinforcement learning plus doar reward, ai câștigat sau ai pierdut, n-a fost suficient. După aia au adăugat supervised KL. Da, deci practic au adăugat supervised learning și în timpul reinforcement learning-ului. Deci a mai crescut la 1400. Și în final au adăugat și statistics Z, adică
pe lângă reinforcement learning, în timpul ăla să urmărească și statisticile unui jucător general, unui jucător uman, și a crescut la 1540. Cam asta e în mare cum a fost antrenat. Aici e ceva legat de Statistics Z, asta mai deja am discutat. Aici imitation learning, cum să faci. Aici, în fine, nu vreau să discut, e chestie de lectură doar. Și aici se vede că practic doar antrenat cu supervised learning din demonstrații deja ajunsese la nivelul diamant. Deci mai avea doar două nivele până la grandmaster. Deci imitation learning e foarte puternic. Deci practic noi ne-ar bate doar prin imitation learning. Bun, deci aici mai zic ei că au preferat până la urmă să folosească mai mult TD Lambda decât VTrace și UpGo s-a dovedit mai bun. Deci UpGo e singurul algoritm care e inventat chiar de ei pentru Alphastar. În rest, TD Lambda, de asta îi zice Vanilla, fiindcă era cunoscut, și VTrace e ceva mai nou, dar tot era cunoscut. Și VTrace, ca idee, VTrace este folosit pentru off-policy correction. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai un off-policy learning, este o metodă preferată, un fel de holy grail al reinforcement learning-ului. Ce înseamnă off-policy? Înseamnă că tu ai vrea ca experiențele să fie colectate de un agent care e separat de agentul care învață. Deci agentul care învață și se antrenează se cheamă learner. Și există un alt agent care doar el, singura lui funcție este să colecteze experiențele și să-i lidei lui learner. Da? Și chestia asta e mult mai eficientă din cauza că poți să facem paraleliza, adică learnerul el stă acasă și învață și poți să trimită pe teren mai mulți exploratori din ăștia, actori, le zici, care ei colectează experiențele și le trimit la learner. Și totul să produce în paralel, distribuit, și practic antrenarea decurge mult mai rapid. Nu neapărat mai eficient, în sensul că tot e nevoie de o groază de exemple, de antrenament, de experiențe, și reinforcement learning deocamdată e ineficient cu chestia asta, nu învață, are nevoie de o groază de experiență, de antrenament, dar e mai rapid, fiindcă poate fi paralelizat off-policy learning. Problema însă cu off-policy learning e următoarea. Din cauza că sunt doi agenți, da, learnerul și exploratorul, ei au comportamentul lor e diferit. Întotdeauna exploratorul va fi un pic în urmă cu învățatul, fiindcă exploratorul din când în când primește parametrii de la learner. Da? Deci learnerul e ca un fel de, cum îi zic ăsta, Skynet. Da? Deci creierul central care învață din când în când ceea ce a învățat upgradează firmware-ul la robotul explorator. Și din cauza asta că robotul de pe teren ăsta, actorul, e un pic defazat în urmă, atunci comportamentul lui e un pic mai învechit, e un pic diferit. Și atunci înseamnă că riscă să colecteze niște date și niște experiențe care learnerul, fiindcă e mai deștept, nu le-ar face. Da? Deci deciziile learner celui creierului central ar fi
mult mai deștepți și el nici n-ar face ceea ce ar face cel care explorează. Și practic asta înseamnă că experiențele care le primești de la explorator is out of distribution. Deci nu sunt experiențe valoroase, fiindcă na, e ca și cum learnerul s-ar duce prin toate gropile. Learnerul deja e deștept, știe să evite gropile și experiențele exploratorului care cade prin gropi nu are nicio valoare pentru el. Da? Deci asta e problema. Și atunci V3 să încearcă să corecteze. Deci e o formulă care încearcă să corecteze, analizează experiențele de la explorator și unde vede diferenții, le taie, le ignoră. Da? Deci face, preia doar ceea ce ar face și learnerul ca acțiuni și stările care le-ar vizita learnerul. Cam asta e legat de V3. UpGo încă n-am discut, că e mai târziu. Aici ai chestii de lectură, la fel trec mai repede. Ca și arhitectură și algoritm principal, să folosești Impala. Impala e o variantă de actor critic, asincron, distribuit. Deci exista deja A3C. A3C era actor critic asincron și distribuit, dar Impala e o versiune mai bună. Și scrie aici, distributed training, multi-actor, multi-learner. Deci deja am discutat, poți să ai un learner și mai mulți actori care colectează experiențele și le trimite la learner. Dar poți să ai și mai mulți learner care cooperează între ei și primesc experiențele de la mai mulți actori. Da. Deci asta e de reținut. Folosești Impala, care era folosit și în Capture the Flag. Capture the Flag, la agentul Capture the Flag pentru Quake 3. Bun, aici sunt niște detalii, nu discutăm. Aici este infrastructura de antrenare, deja am discutat. Deci ai learneri, deci ai mai mulți learneri care primesc traiectorii de la actori, ai mai multe instanții de actori, iar actorii joacă în mai multe environment-uri. Deci actorii și ei joacă, un actor nu neapărat joacă un singur joc într-un singur environment. Un actor poate să joace simultan mai multe jocuri și primește cumva ea, e ca un șahist din ăsta la un campionat de șah. Este maestru care joacă cu 10 deodată, știi? Pe rând. Ei, practic, de ce să faci chestia asta? Pentru ca să cumva să obțini chestia asta, o decorelare a experiențelor de joc. În ideea de a primi experiențe de joc cât mai decorelate, deci să amestecate de la jocuri diferite. Exact ca la supervised learning, unde știi că se amestecă datele, în timp ce înainte de a să începi un batch din ăla, antrenarea în batch-uri, datele sunt amestecate pentru ca să decorelezi. Deci asta e important, ca datele să fie identic distribuite și IID. Independente și identic distribuite. Deci partea cu independență. Trebuie ca experiențele, fiecare experiență să fie independentă de cealaltă. Ca și arhitectură să folosești transformer, să folosești LSTM, să folosești un capăt, head îi spune, cap de output pentru acțiune autoregresiv. Am discutat mare parte din chestiile astea, le-am discutat în prezentarea aia de NLP. Deci, team lead-ul la Alphastar e un tip care era specialist în NLP, Google Translate, și a adoptat mare parte din arhitectură, a adoptat idei de la NLP. Se mai folosește pointer network și se folosește asta centralized value baseline, nu discut. E mai
În principiu e, nu prea e clar cum e folosită partea asta, dar din motive de timp nu discut. Bun, să ne uităm la arhitectură. Se aude? Da. Bun, deci arhitectura, am zis că e o rețea cu două capete. Un cap este value network, care am zis că prezice valoarea unei stări, situația pe câmpul de luptă, și după aia există partea de actor, da? Care dă la output cele acțiuni descompuse în cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dimensiuni, da? Și ca la intrare ce primești? În primul rând, rețeaua de valoare primește baseline features. Sunt diverse statistici care ajută rețeaua de valoare să decidă cât de valoroasă e starea actorului, da? Deci actorul cât de bine o duci și să anticipezi cât practic reward-urile anticipate în viitor, până la sfârșitul jocului. Ei, și baseline features sunt niște statistici, de exemplu câte resurse au acumulat jucătorul, știi? Și există o chestie, Value Network primește și statisticile de la dușman. În mod normal n-ar trebui să fie chestia asta. E ca și cum ai trișa, știi, că nu vezi ecranul inamicului. Dar e folosit, Value Network e folosit doar în timpul antrenării, după aia nu mai e folosit. Deci în timpul antrenării oarecum e ok, fiindcă e un fel de joc educativ. Și primești și statisticile de la dușman ca să poți să evaluezi starea de joc, dacă e mai bun, ești mai bun decât inamicul sau nu, sau chestii de genul ăsta. Ok. După aia, jos, sunt niște encoderi, da? Deci sunt scalar features, la fel, sunt numeri, valori numerice, scalare, care sunt codate de o simplă multilayer perceptron, de o rețea simplă. După aia, pentru entități, adică unitățile care le ai, listele de unități care le ai în echipa ta, se folosește transformer. De ce? Pentru că transformer e bun, dacă e bun cu cuvintele, și cuvintele cumva sunt categorii de obiecte, ca să transformări folosi pentru NLP, pentru translation. Și dacă cumva entitățile sunt tot un fel de categorii, categorii cu anumite proprietăți, categorii de unități. Da? Și atunci, practic, să folosesc transformer, procesează embedding-urile astea, care sunt entitățile. Da? Și transformerul e folosit ca să transforme aceste embedding-uri în funcție de context. Adică ce înseamnă asta? Să zicem că ai o unitate aeriană, da? Și ai o unitate de teren, da? Ei, unitățile astea două, dacă ar porni la luptă împreună, cumva ar fi mult mai puternici. Deci transformer, în funcție de să uită cu atenție, folosește conceptul de atenție, să uită la entități și decide, uite, entitatea asta de fapt e mult mai valoroasă, are putere de foc mult mai mare, ia să o transform o leacă și transformă embedding-ul din cauza că e mult mai valoroasă, din cauza că o poate cupla cu o altă entitate învecinată, care e, știu eu, în aceeași zonă, pe hartă. Cam asta e ideea. Deci transformer ajută la un fel de reasoning relațional ca să transforme embedding-urile astea și să decidă entitățile, valoarea lor în joc și ce se poate face cu ele și care le poate trimite la atac împreună sau nu. Și după aia se folosește ResNet pentru hartă, normal. Deci ResNet e rețea convoluționară. Și după asta punctat sunt niște skip connection, da? Și toate entitățile astea codate
îți trimisi la LSTM. Deci, de ce să folosești LSTM? Fiindcă ai, este observația practic imperfectă. Deci, tu nu poți pe baza doar hărții curente, stării, imaginii curente a hărții, nu poți să iei decizii. Tu ai avea nevoie de toată istoria, ai avea nevoie să știi și ce era acum 10 minute acolo unde acum e fog of war, dar acum 10 minute nu era fog of war. Și ca să deci ai nevoie de o memorie ca să ții minte unde este unde sunt inamici, chiar dacă nu-i vezi și sub un fog of war, dar la un moment dat poate știi unde este armata inamică și baza inamică. Deci ai nevoie de memorie, asta e explicația. De el este, el este mare legătura asta recurentă și cumva sumarizează toate, tot ce-o văzut anterior, toate observațiile anterioare. Bun, după aia de la LSTM informația se duce și în, și în rețeaua valoarei, din cauza că na, și valoarea are nevoie de toate stările anterioare ca să ia decizia. Și după aia se duce și la, la ăsta, la head-uri, la rețelele de output care decid acțiunile. Ei, și după aia este un rezidual MLP din asta, o rețea reziduală multilayer perceptron care decide acțiunea și e autoregresivă, în sensul că pe baza deciziei ce acțiune s-a decis, o decis actorul, să recirculă decizia în următorul MLP, mai la dreapta. Și următorul MLP iar decide delay-ul, da? După aia, tot așa, se face autoregresiv. Deci fiecare cap din ăsta de output folosește output-urile anterioare și refolosește predicțiile anterioare de la action type, de la delay, de la queued. Deci zice cap autoregresiv. Iar vedem la Selected Units Pointer Network. Pointer Network era prezent niște slide-uri în, în prezentarea aia de la NLP, dar nu am apucat să spun nimic. Pointer Network sunt tot rețele LSTM, encoder-decoder, însă au atenții, cuplate cu atenții la fi partea de output, la decoder. Și ce face acea atenție? Acea atenție e ca un pointer, pointează către intrări. Deci, ce înseamnă asta? Practic, rețeaua asta pointer network primește, să zicem, primește, poate sorta, primește intrări, ca intrări are, poți să zicem, primește cuvinte, o colecție de cuvinte, da? Și Pointer Network poate aranja cuvintele într-o propoziție și să dea output-ul propoziția aia. Dar propoziția nu, dă, nu, nu scoate efectiv cuvintele din propoziții, ci în loc să scoată cuvintele, mai degrează, pointează. Atenția, pointează către intrări. Deci, practic, scoate niște indexi către, către pozițiile de la intrări. Și de ce e nevoie de această arhitectură specială Pointer Network? Pentru că arhitectura LSTM, encoder, decoder, cam are probleme să copie. E o chestie foarte simplă, nu prea poate să copie, adică să, să ia o intrare, un cuvânt de la intrare și efectiv să-l trimită la, la ieșire. Să-l copii pur și simplu. Deci are probleme din cauza că sunt neuroni acolo care ei vor neapărat să transforme informația și cam au probleme efectiv să o copii pur și simplu. Și atunci ideea asta e mai pointer network, mai degrabă să pointeze către informația de la intrare. Și pointer network e perfect, fiindcă tu vrei să selectezi, ai, primești toată lista de unități, da? Disponibile și tu vrei să selectezi doar o parte din lista respectivă de la input. Deci vrei să pointezi către unitățile care vrei să le selectezi de la input. Iar input-ul se vede că vine prin, prin acest residual link punctat. Deci se vede de la transformer, vine legătura asta punctată direct în pointer network.
Și adițional pointer networks primești și embedding-ul care conține deciziile anterioare, ce acțiuni să se ia, action type, delay, quick, queued și chestiile astea. Ok. Iar la target unit, la fel, e o atenție care decide unitatea de țintă care să o ataci. Și ca intrare, se vede că primești punctat, pe linia punctată, primești tot lista de entități, da? Deci lista de unități, deci clar, are nevoie de o atenție ca să pointezi către o anumită entitate din lista de entități. Și cam asta e. Și după aia mai este targetul. Targetul trebuie să pointeze pe hartă, ori o coordonată pe hartă, ori să selecteze, știu eu, o unitate. Unitatea, de fapt nu, unitatea țintă e target unit. Deci, pardon. Deci, dacă vrei să ataci o unitate, ai target unit, penultimul head. La ultimul însă, dacă vrei să efectiv să te duci la un anumit punct pe hartă. Și să vezi că primești tot așa pe linia punctată, primești harta de la codată de la ResNet. Da? Deci primești harta și ai o rețea deconvoluțională, deci fiindcă e o rețea convoluțională răsturnată. Deci la intrare primești o imagine. Să mă gândesc. Nu e adevărat. Deci la intrare fiind răsturnată nu are cum să primească o imagine. Deci la intrare primești toate entități, însă entități codate. Codate cu informații spațială și el practic își alege punctul țintă. Ce înseamnă spațial encoder mai precis? Aici e foarte încălcită treaba. Aici este informația. Deci o chestie care face o diferență mare este scatter connection. Deci este o legătură de la transformer la ResNet. Se observă? Sper că mă mai auziți. Da, te auzim. Bun, deci practic entitățile trec prin transformer, am zis, entitățile au ca la atribute au și poziția entităților, da, pe hartă. Ei, entitățile au mai multe informații legate de entitățile respective, plus eventual coordonata. Ori entitățile astea sunt transformate în niște embedding-uri, iar scatter connection ce face? Împrăștie această informație la nivel de entitate pe harta, pe feature maps-urile scoase de ResNet. Da, deci cumva închipuiți că aceste embedding-uri care ies din transformator, din transformer, sunt niște vectori cu mărimea vectori cu o singură dimensiune, mărimea 32. Ei, vectorii ăștia sunt înfipți ca într-un țăruș, se creează niște feature map-uri adiționale și sunt înfipți acolo, efectiv, pe poziția care corespunde în acele feature map-uri. Da? Deci cumva sunt poziționați pe hărțile feature map-urile create de ResNet. Ei, și practic cam asta se duce la acel target point, ceva de genul ăsta. Cam asta e cu arhitectura. Pe partea de value network, am zis value network este folosit doar în timpul antrenării. Value network, valoarea scoasă e o valoare scalară, reward-ul anticipat, deci din starea curentă de joc care o ai,
ce reward anticipezi tu în viitor, atâta timp cât îți urmărești aceeași strategie care ai avut-o până acum, da? Fiindcă, normal, să zicem că starea de joc, ți-ai cumpărat o vilă pe deal. Ideea e să, totuși să continui cu acea strategie care ți-a adus vila pe deal. Dacă tu te apuci să dai foc la vilă, reward-ul tău viitor va fi negativ. Și valoarea asta anticipată e folosită mai mult pentru variance reduction during training. Deci, ce înseamnă chestia asta, variance reduction? Practic să minimizezi overfit-ul. Nu. Varianța asta ar însemna un fel de overfit. Ce se întâmplă e că actorul e antrenat să, să producă acțiuni care îi aducă reward, care fac reward-ul unei traiectorii cât mai probabil, da? Deci, practic, ce se întâmplă? Tu, cum am zis, că ai acolo un explorator care colectează experienții, fiecare experiență are niște reward-uri asociate și cum le poți le calculezi astea? Pur și simplu aduni reward-urile care le obții în timpul experienței de joc, da? Și calculezi reward-urile astea, da? Ei, tu ai nevoie să antrenezi rețeaua cu un batch de experienții, da? Antrenezi rețeaua ta de actor cu un batch de experienții. Batch-ul ăsta de experienții aduc niște reward-uri și, practic, acțiunile tale trebuie să mărească probabilitatea acestor experienții cu reward-uri mari. Și ce se întâmplă e că, pornind de la o anumită stare de joc, tu poți să ai tot felul de experienții negative, pozitive, deci ele poate să varieze ca reward foarte mult, da? Deci chiar dacă ți-ai luat tu vila pe deal, ai o valoare mare a stării, tu poți să ai tot felul de experienții ciudate, știu eu, vine un virus sau mai știu eu ce, și e o varianță mare în reward-ul anticipat. Asta e ideea. Varianța experiențelor viitoare, pornind de la starea curentă, poate să fie destul de mare varianța experiențelor, în termen ca și reward. Da? Și atunci, automat și semnalul gradientului, semnalul de învățare la actor, va fi foarte noisy. Da? Fiindcă fiecare batch are niște experienții, vine următorul batch, are alte experienții, poate să fie foarte, foarte variate între ele ca valoare. Da? Și ideea atunci e să lucrezi nu cu reward-ul total pentru sau mediu, da? Reward-ul mediu care îl anticipezi pornind la o stare. Da, fiindcă ăsta poate să varieze foarte mult de la experiență la experiență și ideea atunci e să lucrezi mai degrabă cu avantaj. Cu avantaj, adică gândește-te la următoarea chestie. Tu ești salariat, primești salariu, ai mâncare, deci ăsta e un reward obișnuit, e pentru comportamentul tău obișnuit, da? Deci ideea e mai degrabă să calculezi mai degrabă bonusul care îl primești pentru fapte extraordinare, da? Deci acel venit extra salarial. Da? Deci ideea e să scazi, ca să calculezi avantajul, ai nevoie să calculezi reward-ul de la experiență, de la o experiență, da? Minus reward-ul average reward, da? Deci reward-ul obișnuit, adică salariul tău de zi, de lună, de lună. Da? Deci reward-ul obișnuit care îl estimezi tu pornind din starea respectivă e mai mult un fel de medii între toate experiențele posibile pornind de la starea aia. Și tu scazi reward-ul experienței curente care o înveți în mod curent, da? Și minus acest reward mediu pentru experiențele la care să faci un average. Pentru diverse traiectorii, pornind la aceeași stare. Cam asta e. Deci, e ca un fel de Z-scoring, în sensul că vrei să obții
ca să apropii punctele astea care sunt reward-urile totale pentru fiecare experiență, astea sunt niște valori și vrei să le strângi cât mai mult. Și practic reduci varianța și atunci scade și noise-ul de la în timpul antrenării, practic instabilitatea asta la antrenare când ai, e foarte noisy gradientul de învățare. Ok, dar în fine, chestia cu avantajul este în spinning up RL, se presupune că ar trebui să o știți, dar am explicat oricum. Acum, s-ar putea să am nevoie de mai mult timp, probabil o să trebuiască până pila 9 ca să parcurg tot. Și aici este un studiu de ablații și se vede că fiecare decizie arhitecturală cât a contribuit. Și se vede că ăsta pointer network 36%, decizia de a se adopta transformer 71%, scatter connection în mod uimitor are s-a dovedit crucial. Chestia asta cu ideea de a împrăștia informațiile despre fiecare unitate pe harta, pe feature maps scoase de la rețeaua ResNet. Pot să insiști un pic mai mult aici pe scatter connection? Nu știu, nu pare foarte clar, cel puțin mie. Da, deci scatter connection integrează informația spațială cu informația non-spațială. E aici o mică notă. Da, deci ce înseamnă? De la transformer tu ai informația non-spațială, diverse atribute ale fiecărui entități, da? Iar de la mini hartă ai efectiv entitățile poziționate pe hartă, practic asta ai ca niște taguri pentru fiecare unitate pe hartă, da? Și nu ai XY, un fel de poziții bidimensionale? Nu, că e ca o hartă, na, și ResNet tu primești o hartă, efectiv. Nu. Ok, bidimensional, ca un layer de imagini, ok. Da, dar XY normal, XY ai pe partea de transformer, entity encoder, entitățile respective au atribute și poziția XY, înțelegi? Ei, și din cauza că știi poziția XY a entității, te duci pe hartă, pe harta procesată ca feature maps-uri, abstracțiuni, și pui acolo informația, o lipești pe tagurile alea, o atașezi informația de la transformer pentru fiecare entitate, o lipești pe hărțile scoase de ResNet, da? Exact în poziția unde este unitatea respectivă. Ai înțeles? Feature-urile scoase de ResNet deja nu mai au legătura directă cu locația lor, nu? Că sunt așa abstracte, sunt vectorizate într-un fel. Așa e, dar sunt tot niște hărți, sunt tot niște matrici 2D, deci sunt feature maps. Feature maps sunt niște hărți. Cred că e unidimensional? E nu. Transformat, nu? Ba da, ai dreptate. ResNet-ul... LSTM-ul știi să le decodezi. Aici e chestia. Cred că LSTM-ul care e mai sus... Nu. Ce se întâmplă e, ResNet-ul, într-adevăr, pe ultimul layer, ResNet-ul clasic, el ia totul și transformă într-un singur vector și după aia scoate o clasificare, adevărat fals sau ceva, da? Da. Da, aici e un ResNet parțial, în sensul că lipsește partea aia fully connected de la sfârșit, da? Deci ResNet-ul se termină în niște feature map-uri. Atât. Am înțeles. Deci o jumătate, deci... e 3/4 de ResNet. Deci stensor bidimensional acolo. Da, exact. Okay. Și acolo cumva ai poziția, e drept la o rezoluție mult mai scăzută, dar cumva ai putea să asociezi, știi? Da. Te uiți la activările în matricea aia de feature maps, te uiți la activări și tu știi poziția XY a entității și îți poți da seama că activarea din feature map corespunde cu entitatea ta de la transformer. Cam asta e ideea în mare, nu pretind că e corectă, dar cam asta e ideea. Există
un articol care vorbește mai pilar de chestia asta și am trimit un link. Dar este articolul ieși aici. Există Deciphering Alphastar on Starcraft 2 și acolo e detaliat efectiv dimensiunea la tensor și tot. Sunt mult mai multe detalii. Eventual, Alex, dacă e ok, îl poți pune pe chat și îl preia acum toată da, interesată. Da. Și... Da, cred că ce puțin pentru mine mai clar. Ideea principală de corelare între locația și proprietățile entităților. Mm-hmm. Da. Ok. Bun. Acum problema următoare este cu overfitting-ul. Ce se întâmplă că în mod normal policy gradient, metoda asta actor critic care ține de policy gradient în care antrenezi un actor să emită acțiuni prin gradient ascent, se folosește gradient ascent pentru că vrei să maximizezi reward-ul. Ei, cam tinde să facă overfitting, în sensul că găsești un maximum local, nu global. Și ca să prevină overfitting-ul, atunci și ce înseamnă asta overfitting? În sensul că tinde ca agentul să înveți o singură strategie. Strategia care bate pe cei mai mulți jucători cu care s-a antrenat el, da? Și învață o strategie. După aia vine alt jucător și are alta strategie care îl bate. Deci rock, paper, scissor, da? Deci te învârți în cerc, practic. În timpul antrenării înveți o strategie care bate cu cine ai jucat tu anterior. După aia vine altul care te bate, înveți strategia lui ăla care te bate. Însă după aia te învârți în cerc în sensul că strategia ta nouă s-ar putea să fie bătută de o strategie anterioară care tu învățase, dar ai uitat-o între timp. Asta nu este contracarat de faptul că agentul joacă în paralel cu mai multe jocuri și atunci nu mai te specializezi pe o singură strategie, ci tot timpul primește reward-uri din diferite jocuri paralele, care spuneai tu mai înainte. Da. Deci, în principiu, ideea de a decorela datele de antrenament e vitală pentru a evita catastrofic forgetting. Adică, dacă datele sunt decorelate, întotdeauna vei primi date cu experienții din diverse strategii. Și, cum întotdeauna ai șansa în timpul antrenării să primești din când în când, repetat, la intervale regulate și date referitor la o strategie diferită. Da, ajută chestia asta, dar ideea e cu cine joci. Da? Deci ideea e că în timpul antrenării te antrenezi jucând cu cineva și atunci acel cineva sunt alți agenți. Da? Care îs mai diferiți, fiecare cu alte strategii. Deci ideea, într-adevăr, este să te antrenezi în paralel cu alți agenți care e cât mai diversi în strategii. Și din cauza că vorbim de alți agenți, deja vorbim o ligă de agenți. Deci aici e o antrenare, e un fel de self-play, dar nu e cu self, ci cu alți agenți. Da? Și e o ligă de agenți, practic. Și se cheamă population-based training, da? Deci o populație de agenți care se antrenează între ei și joacă între ei și din liga asta iese câștigător doar câțiva agenți care master of the universe și de-abia ăștia sunt agenții finali. Și majoritatea agenților din ligă sunt mai mult carne de tun, ca să zic așa. Bun. Despre partea asta de population-based training nu am să vorbesc din motive de timp și din cauza chestii de lectură și vă puteți uita ulterior. Dar doar pe chestia asta o să explic mai detaliat o leacă. Deci aici e o schemă și practic se pornește în partea stângă de la date umane. Deci, pe baza datelor umane, se antrenează agenți pentru fiecare rasă. Deci, rasa cerc, rasa dreptunghi, rasa triunghi. Și
cele trei rase, proto, setă, că. Deci, practic, cu să inițializează un set de agenți antrenați pur din demonstrații, supervised learning sau imitation learning. Da? Deci, de ce? Pentru că setul ăsta e un set de bază de agenți care ei se asigură că sunt diversi. Deși, de ce? Pentru că au fost antrenați pe subseturi de meciuri umane și din cauza că oamenii au diversitatea necesară, practic ăștia sunt supervised players care au diversitatea, sunt foarte diversi în strategii de joc. Ei, și după aia din această bază de agenți supervised trained să face split la trei categorii de agenți. Sunt main agents, sunt ăștia agenții destinați să fie ei cei mai tari la sfârșit și care sunt agenții finali. Deci main agents. După aia ai o altă categorie, main exploiters și league exploiters. Da? Main exploiters sunt ca un fel de antrenori personali al celor main agents. Da? Deci un fel de main exploiters, scopul lor este să-i bată pe main agents. Da? Să-i cumva să se antreneze cu main agents. Iar League Exploiters sunt chiar jucătorii carnii de tun, care scopul lor e să bată cu toată lumea. Și ei sunt mai mult pentru diversitate, da? Ei, și ce se întâmplă e că agenții ăștia și Main Exploiters și League Exploiters, în timp ce se antrenează ei și joacă, ei își salvează snapshot-uri, da? Deci versiuni vechi, mai vechi ale lor și din când în când se mai bat și cu versiuni mai vechi ale lor. Tot pentru un ideea de a evita overfitting-ul, să nu uite strategii mai vechi care le învățaseră, da? Și, na, cam asta e ideea principală. Deci și normal, există un fel de super AI, să zicem, sau un algoritm care decide meciurile, cine cu cine să joace, adică, na, ideea e să joci cu un oponent cât mai redutabil, da, și te uiți la statisticile de joc, ăsta învins de mai multe ori ca mine, da, s-ar putea să fie mai bun ca mine. Și da, există un fel de super AI care decide cine cu cine să joace și să uită la statistici de joc care au câștigat, etc. și regizează toată liga asta. Și o altă chestie este că main, agenții main, principali, ăștia întotdeauna nu sunt reinițializați, nu sunt resetați niciodată. Deci ăștia se antrenează, joacă și pornesc de la parametrii, se tot modifică, dar nu li se resetează parametrii. La ceilalți, care sunt carni de turn, exploiters, ăștia din când în când sunt resetați înapoi la supervised players. Da? Din când în când ei se readuși din nou pe zero, pornind de la supervised players. Bun. Cam atât partea de arhitectură și de overall. Și acum urmează efectiv algoritmii de reinforcement learning. Deci aici e un pic de matematică, dar mai mult notații, nu e chiar atât de greu. Bun, deci ăsta e algoritmul general actor critic. Deci ideea, cum am zis, mai generezi niște sample-uri, adică niște experiențe de joc. Deci asta presupune să rulezi o rețea din asta policy, actor, și o rulezi, aia colectează niște experiențe și după aia experiențele sunt date la modelul de valoare, la value network, care încearcă să estimezi asta, valoarea care o va câștiga în viitor. De fapt, aici mai degrabă e valoarea experiențelor. Încearcă să estimezi valoarea
experiențelor, dar experiența e un lans, e un lans întreg de stare, acțiuni, nouă stare, nouă acțiuni, da? Deci, practic, ideea e că modelul de valoare învață din aceste experiențe, învață să estimezi corect valoarea unei stări, VDS. Alternativ, se poate și QDSA, adică valoarea unei acțiuni dintr-o anumită stare, dar Alphastar folosește VDS, deci valoarea unei stări. Deci, asta e. Experiențele folosite în primul rând pentru a antrena rețeaua de valoare, iar rețeaua de valoare e folosită pentru a indica lui actor, rețeaua actor, ce parametri să se facă gradient de ascent și să scoate acțiuni cât mai bune, da? Să îmbunătățești actorul, să faci gradient ascent. Ei, și ideea e că tu, ce înseamnă gradient ascent, înseamnă că practic tu ai actorul tău e o funcție care are pe axa X parametri și pe axa Y e valoarea experienței, da? Și tu vrei să schimbi parametrii fi de pe axa X, da? Vrei să îi schimbi astfel încât să îi muți, astfel încât funcția de return, de valoare, să fie maximizată. Deci, automat, asta ce înseamnă? Că funcția ta are o pantă, da? Dacă panta e crescătoare, vrei să te duci la dreapta pantei. Panta e 0,4, 45 de grade, să zicem, da? 0,45. Dacă tu ai un deal, în mod normal, tu știi că trebuie să te duci mai la dreapta. Deci, tu urci pe deal, ai panta de 45 de grade și ăsta e gradient ascent. Vrei să te duci un pic mai la dreapta, să ajungi în vârful dealului. Și ce înseamnă mai la dreapta? Păi pe fiul care e pe fi, parametrii fi care sunt pe axa X, vrei să aduni cu gradientul, cu panta. Panta e derivata. Derivata estimării tale a valorii respective, Q sau V. Cam asta e. Deci tot aduni la fi plus 0,45. În momentul în care te apropii de vârful dealului, deja începi terenul să devină mai lin, da? Ajungi în punctul spre vârf, practic panta se reduce, tot scade, 0,2, 0,1. Deci cumva e normal să încetinești, să te oprești. Deci se vede că fi plus 0,2, plus 0,1, da? Mai ai un alfa aici care este rata de învățare, learning rate, care poți să controlezi, ajustezi, totuși nu te duci cu 0,45, înmulțești cu un alfa care e tunabil, care eventual alfa ăsta e chiar adaptativ, ca să te duci mai repede, da? Alex, ascentul ăsta, gradientul ascent, nu e același gradient descent, doar că pe invers? Exact, e același lucru. Deci, gradient descent, vrei să te duci la valley, deci vrei să te duci fi minus gradient, da? Deci în opus, sensul opus gradientului. Da, deci tu poți să antrenezi un agent de reinforcement learning și cu gradient descent, singura chestie, modificare e că pui un minus aici, în loc de plus. Cam asta e. Ei, acum chestia asta se face în batch-uri și se vede că tot nu aștept să generezi experienții. Generezi un dataset enorm și după aia începe antrenamentul. Nu merge. Trebuie să generezi un batch de experienții, mai antrenezi o leacă VDS, mai îmbunătățești o leacă cu gradient descent actorul. Deci totul se face incremental. De ce oare? Păi la fel, din cauza că tu ai nevoie să îmbunătățești actorul incremental, fiindcă dacă
nu îl îmbunătățești incremental, el va diferi, datele vor fi out of distribution. Da? Deci tu vrei ca actorul de la un update la altul al parametrilor să nu diferi prea mult, fiindcă automat tu actorul, versiunea nouă de actor o folosești ca să generezi noi experiențe și experiențele astea sunt generate de un alt actor față de cel vechi, da? Sau față de nou actor. Și atunci iar să ajută la chestia, să ajungi la chestia asta că e un actor modificat care va genera experiențe care vechiul actor nu le-ar lua, știi? Și ideea de aceeași idee de datele trebuie să fie IAD. Adică datele trebuie să fie generate de același proces. Cauza sau procesul care ți-o generație datele trebuie să fie același. Ori asta e problema cu reinforcement learning, că datele sunt generate chiar de rețeaua care tu o antrenezi. Și rețeaua care tu o antrenezi se schimbă și practic automat înseamnă că se vor schimba și datele noi folosite în antrenament. Și e foarte problematic, deci tu nu prea poți să, pur și simplu așa să... Dar există și soluții în sensul că să aduni toate datele folosite, pur și simplu poți să explorezi aleator înainte, să aduni toate experiențele și după aia doar antrenezi. S-a găsit soluții și la chestia asta, dar e o chestie mai avansată și sunt link-uri la sfârșitul prezentării unde puteți vedea cum se încearcă, da? Încă e în studiu chestia asta. Deci ideea e că tu ai nevoie ca actorul să îmbunătățească incremental, să nu diferi de la un pas la altul prea mult, fiindcă altfel să dă în instabilitate. Deja reinforcement learning e destul de instabil ca algoritm, tocmai din cauza asta. Și din cauza asta e și lent, din cauza că e o învățare din asta incrementală, pas cu pas, și atunci ai și mai stai și mai și interacționezi cu mediul care e lent și atunci durează destul de mult antrenarea. Bun, deci aici am zis, ai traiectoriile, aici ai up-down, cu miști un joystick, aici joci și breakout și tu colectezi traiectoriile astea, care sunt colecții, stare, acțiunii, acțiunea 1 duci în altă stare, S2 și colectezi reward-ul total, da? Reward-ul ți-l dă jocul, efectiv, te uiți la scorul de la joc, de exemplu, la jocurile Atari au score într-un colț și poți să aduni scorul efectiv și calculezi reward-ul total al unei traiectorii. Traiectorii adică un joc din ăsta până mori înseamnă. Și tu, scopul tău este să cumva să ai o rețea care atunci când rețeaua ta samplează traiectorii din environment, da? Expectația reward-ului asociat traiectoriei, acestor mulțimi de traiectorii să fie maximă, da? Deci tu vrei să maximizezi această expectație de reward-uri totale asociate traiectoriilor. Aici am zis deja că faci gradient ascent cu derivata acestei expectații și te interesează să calculezi derivata acestei expectații a reward-urilor pentru traiectorii. Expectații ce înseamnă? E un fel de medii. Medii, cât cumva câștigul tău, să zicem, joci o noapte de jocuri și cu cât ai plecat acasă la sfârșit, știu, ai jucat la casino, da? Cam cât ai câștigat un medii din foarte multe traiectorii care le-ai jucat. Ei, și rezultă că această expectație se poate calcula. Ca să-ți folosească ție, să poți face gradient ascent. Și este suma asta, e o sumă pentru toate traiectoriile, înmulțit cu reward-ul pentru fiecare traiectorie,
ori gradientul în raport cu parametrii rețelei înmulțit cu log de output-ul rețelei. Da? Deci pi este actorul care e caracterizat de parametrii fi. Ei, și pi ăsta, output-ul este de fapt o probabilitate. Deci dat fiind la intrare starea este, output-ul este acțiunea AT. Și practic se lucrează însă cu, nu cu probabilitate între 0 și 1, ci se preferă ca output-ul la rețea să fie log probability. De ce? Pentru că log probability între minus infinit plus infinit și rețeaua are o viață mult mai ușoară. E mult mai ușor pentru rețea să nu aibă constrângeri între 0 și 1, ci să dea un output de la minus infinit la plus infinit. Ei, și practic formula asta a fost dedusă, care se cheamă gradient of weighted log likelihood. Și asta, practic, e valoarea ta care vrei tu să o maximizezi, să faci pe ea gradient ascent. Și asta e formula calculată a expectației respective. Ea se deduce destul de simplu, să folosești o idee de log trig, să folosești log trig, acest log trig să folosești în special ca să fie dedus. Da? Și să, aici, din păcate, aș putea să explic, dar las mai la urmă dacă e timp sau dacă nu vă uitați voi, pentru că am cum se deduce este detaliat mai la sfârșitul acestei prezentări cu efectiv formula ca la, ca la școală. Practic să folosești F compus cu G derivat, da? Și derivata lui logaritm. Derivata lui logaritm de x este 1 pi x. Și ăsta de aici se deduce log trig. Ei, și practic să scrii derivata asta, acestei expectații, într-o formă în care poți tu să aplici, într-o formă în care depinde de parametrii fi, fiindcă de asta te interesează să depindă, să exprimi această derivată în raport cu, să depindă de output-ul rețelei tale care o antrenează și de parametrii fi. Altfel nu poți să aplici gradient ascent. Acum, ideea de diferență temporală care este de bază și este inspirată din neuroștiință. Și această idee de diferență temporală e folosită pentru a antrena value network. Deci, ideea e următoarea. Dacă acest value network, dacă ea știe să prezică valoarea unei stări, da? În mod logic ar trebui, dacă știi chestia asta, ar trebui ca valoarea prezisă de value network la starea ST să fie egală cu reward-ul primit RT, da? Reward-ul primit după ce a făcut o acțiune din această stare ST, da? Să zicem că ai o experiență și din ST faci o acțiune și primești reward-ul RT. Și la reward-ul RT ar trebui să se aduni valoarea din starea ST plus 1, da? Din cauza că e o formulă cumva iterativă, recursivă, adică valoarea la starea curentă e reward-ul imediat următor plus valoarea noii stări care ai ajuns, da? Deci, na, erai sărac, ți-ai cumpărat o vilă, ai pierdut niște bani, reward negativ ăsta, RT negativ, dar valoarea stării următoare este că ai vila și ești bogat. Dar ce se întâmplă e, ai dat banii, ai reward negativ, da, că ai cumpărat vila, și, dar ce se întâmplă dacă pățești ceva, că e coronavirusul și până mâine, până când primești tu vila, s-ar putea să o pățești. Și atunci să mulțești cu un gamma, să mulțești cu un gamma care e un 0,9, se cheamă valoare de discount, care micșorează
valoarea de la starea următoare, fiindcă, da, există o incertitudine. Peste noapte s-ar putea să nu mai te bucuri de valoarea, de vila respectivă. Și, în practic, după asta și ai TD error. TD error ce înseamnă? E această diferență. RT plus gamma VST plus 1 minus VST. Și asta e eroarea. Eroarea pe baza căreia se antrenează rețeaua de valoare. Deci rețeaua de valoare ar trebui să respecte această formulă. Și atunci, dacă nu respectă, înseamnă că eroarea, diferența între ar trebui să fie o inegalitate. Cât timp nu am învățat să respecte formula asta, ar trebui să fie o eroare, o inegalitate între VST și rezultatul din dreapta egalității. Deci asta e. Și, de fapt, eroarea care o anticipezi tu în creierul uman, tot asta face. El, să zicem, arunci la coș și anticipezi că vei da greș și ai o surpriză plăcută că ai nimerit, ai înscris. Și, practic, de aici rezultă o eroare de anticipare a reward-ului și să eliberează niște dopamină și creierul învață să își dopamina stimulează sinapsele să înveți noua experiență, da? Care i-a produs această surpriză plăcută. Ei, și până acum am explicat că gradientul acestei expectanții, aici J înseamnă reward-ul, expectanța care depinde de parametrii phi, da? Deci e chestia asta. Expectanța reward-ului total după multe experiențe, da? Deci această expectanță se calculează așa. Și deja am mai explicat formula. Da? Deci RT ori derivat de log. Deci avem derivat de log, dar aici nu avem RT. Avem RT, da? Că e sumă. E sumă de deci aici formula. Deci mă întorc. Aici formula este sumă pentru mai multe experiențe, mai multe traiectorii, însă aici e aproximată pentru o singură experiență. Da? Și aici avem suma pentru de la 0 la T minus 1. T e timp. Da? Deci aici e experiență, o singură experiență până la sfârșitul ei. Ei, și tot așa avem sumă de RT plus 1. Deci la fel ca aici. Am sumă de RT. Da? Asta e RT mare pentru o experiență întreagă. Dar aici e individual pentru fiecare acțiuni în parte, da? Pentru experiența împărțită pe bucățele. Da? Și diferența este avantajul. Asta e diferența, fiindcă practic în loc să folosească reward-ul total, doar RT plus 1, să folosești TD error aici, practic. Deci care e un fel de avantaj. Ce înseamnă asta? Deci, tu ai nevoie să sumezi RT pentru, cred că am greșit aici, cred că e sumă pentru mai multe experiențe. Și ideea e că RT plus 1 plus gamma V de... Nu. E pentru o singură experiență. Deci, în partea stângă, RT plus 1 plus gamma V, e de fapt reward-ul estimat. Însă, e reward-ul estimat cu ajutorul funcției V. Da? Deci, e reward-ul de la momentul T plus 1 plus
reward-ul viitor, care reward-ul viitor oarecum estimat de, de valoarea stării viitoare, este plus 1. Deci, practic, ăsta e, primii doi termeni, e ăsta, e ierte mare, să zicem, da? Reward-ul întregii experienții. Însă să scadi valoarea ST, valoarea de la ST. În mod normal, dacă rețeaua e antrenată, ar trebui să zici că ar trebui să fie 0 aici. Fiindcă, na, e exact formulate de error și tu vrei să antrenezi rețeaua V să împingă către 0 eroarea asta, T de error, ca să constrângi să respecte formula. Dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa, deci chiar dacă ai antrenat rețeaua, odată ce ai antrenat o rețeaua vede diverse experiențe. Imposibil pentru rețeaua V să estimezi toate diverse experiențe corect. Da, e mai degrabă din cauza că ea e antrenată cu mean square error. Ea va estima mai degrabă o valoare medie, cum am zis, da? Deci V de este va fi o valoare medie și atunci practic niciodată nu va fi 0 și ăsta va fi de fapt avantaj. Mai degrabă e bonusul acel, bonus extraordinar. Și normal, tu când antrenezi cu gradient ascent, tu mai degrabă log de pi, da? Deci acțiunile se vor colera cu acest bonus care are rolul de a reduce varianța. Bun, mai trecem pistii. Ei, și T de lambda, să mai aud ceva? Alo? Da, T de lambda ce înseamnă? E diferența, tot diferența temporală avem, dar de data asta apare ideea de diferență temporală cu n step return. Adică, în loc să faci diferența temporală pe un singur pas, da? Deci aici e un singur pas, un singur segment din experiență, un singur reward de la o singură acțiune. S-a constatat că e mai bine să calculez câțiva pași, da? Deci să adună RT plus 1. De exemplu, ne uităm, GT de 1 e un singur pas, da? În care se estimează return-ul care îl anticipez total. Return-ul anticipat total e return-ul de la pasul curent plus return-ul viitor de la prezis de V, da? Și GT de 2, în schimb, folosește mai mulți pași. Deci return-ul de la acțiunea 1 plus return-ul de la acțiunea 2 următoare plus return-ul de la plus V de la din viitor, da? Și ideea e că pur și simplu ai mai multe informații așa, mai ales la începutul antrenării. Preferabil ca să folosești ca ground truth o secvență mai lungă de return-uri. De ce? Pentru că V de S nu e antrenată. Inițial, rețeaua ta V de S încă nu știe ce să scoată. Și dacă e inițializată bine rețeaua, preferabil să scoată valori mici, apropiate de zero, ca să nu te încurci. Și atunci tu vei estima ground truth-ul mai mult cu aceste mini-secvenții, RT plus 1 plus RT plus 2. Și asta e. Deci N-step return asta se cheamă, în care e mult mai bine ca algoritmul tău de reinforcement learning să folosească off-policy din motivii, cum am zis, de antrenare distribuită, asincronă, și mult mai bine să folosească N-step return. Și acest GT care este ground truth-ul, return-ul estimat de la starea respectivă, curentă, acest ground truth poate folosi tot pentru ca un T de error ca să antrenezi rețeaua V, da? Și
însă cu mai mulți pași, concreți de return-uri. Și aici gama asta, să vede că se mulțește cu gama la pătrat, cu gama la a treia. De ce? Pentru că cu cât îi duci mai mult în viitor, cu atât îi mai crește riscul să o pățești și nu te mai interesează. Un return, dacă e mult în viitor, ar trebui să fie mult diminuat. Și normal că înmulțești gama, dacă e 0,9 devine mic, 0,9 din ce mai mic, deci scade exponențial. Al doilea motiv este că gama asta tot ajută la reducerea varianței, da? Deci dacă n-ar fi acest gama, poți să ai o experiență de mii de pași și return-ul va fi huge, va fi imens, practic varianța e infinită, da? Deci va varia foarte mult de la experiență la experiență, return-ul total. Și atunci cumva acest gama limitează return-ul total la o experiență. Bun. Acum, de ce neapărat vrei să estimezi valoarea dintr-un viitor cu V mai degrabă, da? Și nu vrei să aduni toate return-urile până la capătul experienței. De ce? Pentru că VDS estimează un average, da? Un average pentru mai multe din asta experienții. Ori, da, viitorul e din ce în ce mai incert. Cu cât ești mai aproape în prezent, ai o certitudine că return-ul tău e adevărat, e aproape de cel bun, da? Dar viitorul e incert și experiența ta s-ar putea să se bifurce în mai multe posibilități, în mai multe experiențe posibile. Și atunci ideea e ca viitorul mai degrabă să-l estimezi folosind V-ul, viitorul, și doar să folosești return-urile concrete pentru viitorul imediat următor. Ok. Cam asta e. Ei, și acum ideea e că T de lambda vrea să nu, ideea e că cât tu ce ai, vrei să calculezi n step return, da? Dar ideea e că n-ul, cum să-l alegi, cât de lung să fie viitorul ăsta imediat, da? Deci N-ul tău, câți pași în care să aduni reward-ul imediat vrei să consideri. Și T de lambda ce face este că încearcă să evite să decidă N-ul, da? Lungimea lui N. Și ca să poată să facă asta, ce face? Consideră mai multe GT-uri din astea, cu diverse lungimi. Deci consideră GT1, GT2, GTN, da? Și el zice, eu nu vreau să mă decid, vreau să-l iau în considerare toate posibilitățile pentru diversi N. Da? Și atunci ce face ca să nu ia decizia asta, să hotărăște să aduni toate posibilitățile, toate GT-urile astea cu diverse lungimi. Da? Și le adună pe toate, dar li ponderează, da? Deci vrea să li pondereze și li ponderează cu, deci le face o sumă ponderată, da? Și ponderea care este? Este lambda la pătrat, da? Deci e similar lambda asta cu gamma, da? Deci ideea care este că, bine, este și un 1 minus lambda în față, o să explic. Ideea care este, păi ca la aceeași ca și la gamma, cu cât lungimea e mai lungă, da, cu atât e mai incert că return-ul ăla e adevărat, da, fiindcă tu vrei să aduni return-urile concrete pe o lungime din ce în ce mai mare, ori, da, experiența nu e neapărat reprezentativă, poate, cu cât te duci în viitor. Și atunci ideea e că să pui o pondere lambda din asta, care tot așa e 0,9, și dacă lungimea e mare, lambda va fi n lambda la n, da? Dacă lungimea e n, lambda la n. Și practic va avea o pondere foarte mică return-urile adunate în felul ăsta pe o lungime mare. Și să adună toate return-urile astea pe diverse lungimi și la sfârșit el chiar vrea totuși ca ponderile astea adunate, lambda plus
plus lambda la pătrat, plus lambda, puncte, puncte, lambda la n, ponderele astea să fie ca niște probabilități și suma probabilităților e 1, trebuie să fie. Ori lambda plus lambda la pătrat plus puncte, puncte nu dă 1. Și practic să demonstrează că dacă pui un 1 minus lambda în față, atunci, tra-la-la, toate ponderele astea se adună la 1. Da? Și demonstrația aici, cu LEDS. LEDS 1 plus lambda plus lambda la pătrat și să scoate un lambda în față și rezult că S e 1 plus lambda S și de aici deja am 1 și se vede că 1, de fapt, S e 1 supra 1 minus lambda. Și, na, dacă vrei ca să faci S1, da, că S1 plus lambda plus lambda la pătrat, vrei să faci S1, n-ai decât să mulțești cu 1, 1 minus lambda și să anihilează 1 minus lambda și dă 1. Cam asta e. Alex, pare că am intrat așa foarte adânc în detalii super tehnice de implementare deja, astea par mai mult. Mai ceva, nu știu, high level, nu sunt sigur cât de mulți sunt interesați, nu știu, să zică lumea. Și nici foarte mult timp nu ar mai fi. Da, și nici timp. Poate ceva mai high level, așa? Ok, hai că trec mai repede atunci. Bun, deci ideea e că acel GT, metoda aia de a estima GT lambda care am zis-o, metoda asta T de lambda ajută la păstrarea unui echilibru bun între bias și varianță. Da? Deci ideea e că poți să ai ori bias, ori varianță. Bias înseamnă că tu calculezi, poți să calculezi return-ul ăsta total greșit, da? Dar ai varianță scăzută, dar formula ta e oarecum incorrectă. Sau poți să ai, deci poți să ai varianță scăzută și bias mare și invers. Da? Și asta e în funcție de lungimea pe care adun tu return-urile concrete. Și ideea e că T de lambda obține un echilibru. Ok. Aici explică chestia asta. Bun, acum ideea e că un n-step return din asta care deja am explicat, r plus la la la, se poate scrie și ca o sumă de diferenții temporale pentru fiecare segment în față din experiență. Da? Deci ai o experiență lungă și poți să faci o sumă de diferenții temporale pentru fiecare segment, stare, acțiunii. Așa. După aia am algoritmul ăsta asincronos, advantage, actor critic. Am zis deja că pentru a antrena valoarea să folosești n-step temporal difference cu n-step return, să se vede aici, da, v minus n-step return. Policy se antrenează tot așa, se antrenează cu derivata log, cu gradient ascent și se folosește avantajul cu n-step return. Deci ăsta e asincronous advantage actor critic. După asta, aici e exact aceeași chestie, dar pseudocod. Și observăm la funcția de loss, că în loc de gradient ascent se folosește gradient descent. Deci, cum am discutat, se pune un minus în față la log de pi și se mulțește cu avantajul. Avantajul e mai sus. Aici se pare că avantajul totuși e altfel calculat. E RT mare, deci suma reward-urilor pentru
toate pentru experiența întreagă, deci nu se calculează altfel reward-ul, efectiv se adună reward-urile pe traseu. Bun, deci loss gradient compus, deci partea cu pentru critic plus minus square error pentru valoare, da? V minus reward-ul total pentru toată experiența. Deci aici e un pic diferit. Așa. Aici mai citiți voi. Bun, și aici ajung la ultima chestie, la Impala. Bun, deci Impala descinde din asynchronous advantage actor critic distribuit, da? Și în partea dreaptă se vede o schemă, se observă, da? Cu actori, mai mulți actori și learner-ul. Ei, aici e de fapt IAȘI, nu Impala. Deci A3C avea problema asta, că learner-ul primea nu experienții, da? Scuze, schema e tot de la Impala, dar există, trec la următoare aici să vede. Deci am A3C și Impala, da? Și să vedem partea stângă, Impala schimba mai degrabă nu experienții, deci actorul nu comunica experienții la learner, ci comunica direct gradienți. Deci asta ce înseamnă? Că de fapt learnerul mai degrabă era un server de parametri care centraliza ce învăța fiecare actor. Deci actorii învățau, toți învățau. Deci în loc să explorezi, ei, fiecare actor se ocupa cu învățatul și asta îi făcea lenți. Da? Deci actorii erau lenți, fiindcă ei mai trebuiau și să colecteze experienții și în același timp și să mai înveți. Și după aia toți actorii centralizau la un server ce au învățat. Deci de asta A3C era mult mai ineficient. Și Impala, cum am explicat, în loc să actorul să comunice gradienți, comunică observații sau experienții. Trecem și peste chestia asta. Bun, și acum am explicat că din cauza că learner-ul și actorii sunt un pic defazați, practic la Impala ăsta learner-ul e mai nou, el învață și din 10 în 10 secunde export ce-au învățat parametrii efectiv, îi clonează la actori și actorii sunt mai vechi. Și atunci apare problema asta că sunt defazați. Și atunci experiențele trebuie corectate cumva. Și experiențele colectate se aplică un factor de corecție, da? Și ideea care este? Targetul care se folosește pentru a învăța value network e VT, da? Și se folosește mean square error, iar aici e derivata la mean square error, de asta apare mai ciudat. Și acest target este calculat, cum spuneam, cu acea sumă de diferențe temporale pe tot traseul, da? Fiindcă ori în step return, ori sumă de diferențe temporale e cam tot aceeași, da? Și de ce are nevoie de sumă de diferențe temporale? Ca să li ponderezi, să li ponderezi cu un CI, care e un factor de încredere, da? Deci, dacă și ne uităm la un CI aici, CI egal definition, minim de C de raport. Da? Și raportul ăsta ce este? Este P supra U. P este learner-ul. Learner-ul prezice pentru dintr-o stare, din starea I și acțiunea I. P
pe să zicem că prezice 1, da? Deci vreau să fac acțiunea asta cu probabilitate 1, dar ăsta, celălalt agent, actorul, el zice nu, eu zic că probabilitatea e 0,2, da? Și atunci raportul ăsta e chiar încrederea, da? Discrepanța între ei doi. Și cu cât raportul ăsta e mai diferit, cu atât factorul ăsta va fi mai mic. Ideea e și, practic, când înmulțești raportul ăsta cu diferența temporală, diferența aia temporală va deveni din ce în ce mai insignifiantă, fiindcă da, ei sunt disagreement. Deci diferența temporală pentru un anumit segment din ăsta e foarte... n-ar trebui să înveți prea mult de la chestia asta, fiindcă ei sunt într-un disagreement puternic. Dar nu ar lua aceeași acțiuni, nu ar decide să ia aceeași acțiuni. Și minimum ăsta e din cauza că se vrea să limitezi. Da? Raportul ăsta poate să dea peste 1, da? Și ca să păstrezi ca o probabilitate, raportul ăsta poate să dea și 10 și ca să poată să fie o varianță mare și atunci cu minimum ăsta se limitează la maxim 1 acest raport, da? Și raportul ăsta se înmulțește, da? Se înmulțește cu tot traseul, da? Deci tu ești într-o anumită stare, este, da? Ai diferența temporală pentru starea asta, dar înmulțești rapoartele astea din credere pentru toate segmentele până ai ajuns în starea asta, da? Pentru că cu cât, practic, e ca o probabilitate, da? Care se mulțește pe tot traseul până la starea unde ai ajuns. Și pentru asta există și demonstrații aici, dar recomand cursul ăsta, CS285. O să trimit un link mai târziu, o să atașez. Alex, spune-mi, te rog, că sunt implementări open source la algoritmii ăștia? Normal. Este Spinning Up RL, v-am dat deja link-ul ca să citiți de acolo. Spinning Up RL vine cu teoria asta, plus implementări, cod și sunt implementări din astea standardizate, adică să fie cât mai simplu de înțeles. Deci baseline, implementări baseline, îi spune. Deci am putea în principiu să utilizăm librăriile astea, să rezolvăm o problemă similară, fără să înțelegem detaliile astea tehnice, nu? Cu formule, cu... Corect. Problema care este? Că, de exemplu, fiecare algoritm are avantaje, dezavantaje, are anumite chestii. Deci depinde foarte mult problema de rezolvat. Pentru anumite probleme trebuie să știi să alegi algoritmul corect. De asta zic că aici au decis ăștia la Alphastar să folosească V-Trace. De ce? Pentru că ai off-policy learning de asta. Deci, na, nu, într-adevăr, nu ai dreptate, nu trebuie să știi, dar, de exemplu, dacă participi la o competiție, întotdeauna va trebui să faci tweaking, va trebui să iei de-a gata din librărie codul și să-l modifici tu ca să faci o diferență, să câștigi în fața celorlalți. Și de obicei va trebui să combini diverse idei de la diverse algoritmi, va trebui să adaugi ceva nou, cam asta e. Știi cumva care sunt necesitățile de hardware care au fost folosite în Alphastar? Am arătat o schemă. Ordin de mărime, timp de antrenat, kilowatts arși. Da, a costat, practic au antrenat 40 de zile o ligă din asta sau chiar un agent, 3 milioane de dolari doar ca să antrenezi, să obții agentul final, cam așa. Deci vă închipuiți că a costat probabil 30 de milioane de dolari în curent electric. Deci pentru noi rămâne doar la nivel teoretic, nu? Prezentarea toate lucrurile astea. Deci aici se vede, learnerul lucrează pe 128 de TPU cores, da? Și iar actorii au nevoie mai mult de și environment-urile sunt simulate cu CPU-uri și actorii n-au nevoie decât de CPU. Ei, și da, într-adevăr pentru Alphastar, da, dar pentru o problemă mai simplă, hai să poate, și că dacă ai un GPU
tot trebuie să lași o săptămână și îți va consuma un groaz de curent electric, dar o problemă mai simplă, de exemplu ăsta cu lovești tenis sau știu, lovești mingea, breakout sau ceva, un joculeț din ăsta mai simplu. Se poate și acasă, dar s-ar putea să lași computerul să ia foc dacă îl lași o săptămână, dacă n-ai răcire bună. Cam asta, ne-am apropiat de final, deci partea asta cu trebuie cursul ăsta CS285 de urmărit, care explică foarte bine și e predat de cercetători de la Berkeley care lucrează cu Google și top scientist care are o groază de paper-uri publicate și cei mai noi algoritmi de la el. Și aici explică și ideea de important sampling, cum se derivă. Important sampling înseamnă acel factor de încredere că de la V3 care vi l-am explicat. Așa. Și cam ăsta e V3-ul, da? Deci e un fel de sumă de diferent ground ăsta, target-ul e suma de diferențe temporale ponderate de un factor de încredere, da? Ca să înveți doar din diferențele temporare care corespund cu ce ar face agentul learner față de agentul explorator. După aia... Aici tot cu important sampling, aici se explică că acest factor, important sampling, factor de încredere, dacă îl înmulțești, poate să aibă o varianță infinită, da? Din cauza de ce? E ca la exploding gradient, ai un raport între două probabilități, între 0 și 1, da? Numerii și raportul ăsta îl înmulțești de la 1 la T, da? Pentru toate diferențele temporale la 1 la T. Când înmulțești foarte multe numere mici din astea, poate ajunge la un număr foarte mare care explodează. Și problema e că apare din nou problema cu varianța, da? De care tu vrei să scăpi. Și atunci s-au încercat tot felul de workaround-uri și ultimul workaround a mers ăsta cu minimum, care l-am explicat, da? Să limitez raportul ăsta la maxim 1. Să alegi minimum între 1 și raport. Ok. Upgoing policy, ăsta e... nu e explicat nicăieri. O să explic doar ideea, da? Da, mai ai slide-uri fără formule? Nu. Asta e 7 din 149? Abia am ajuns la formulate, nu? Nu. Mai e o parte, Reinforcement Learning Overview, dar asta o las pentru voi. Deci asta am până aici. Mai am doar 5 slide-uri atât. Okay. Deci, upgoing este o variantă îmbunătățită de V-trace, da? What's aging has just experienced is good, but has not yet learned. Deci ideea e că estimez reward-ul în două feluri, da. Poți să estimezi reward-ul total pe baza care îl folosești ca ground truth, ca să antrenezi rețeaua ta, nu mai țin minte aici, upgoing e folosit pentru rețeaua actor, da, de la Alphastar. Și să vede, GTU este estimat în două feluri. Pe de o parte, RT plus GTU plus 1, da? Deci e o formulă recursivă. Deci formula asta, dacă tot o aplici, de fapt se adună reward-urile pe toată traiectoria care le primești agentul pentru o anumită experiență. Dar pe partea de jos, partea a doua, ca să estimezi reward-ul, să folosești RT plus V, da? Deci, practic, scurt-circuitează, nu mai folosești rețeaua V ca să estimezi de la viitorul, da? Și folosești doar one step return. Ok. Și ideea e că el alege dinamic
varianta mai optimistă, care îi dă reward mai mare, da? Deci să alegi ori varianta primă, ori varianta 2, în funcție de care este, are valoare mai mare, da? Și cu inegalitatea asta să decidi ori să aduni reward-urile efectivi, ori la un moment dat să scurci tu cuitezi și să folosească V, rețeaua V. Deci cumva e tot un T de lambda în care să decidi dinamic cât timp să mergi cu adunatul reward-urilor și după aia să te duci pe V. Însă vă las pe voi dacă vreți să citiți, fiindcă nu e explicat nicăieri și nu prea există o justificare fiind ceva nou. Asta, aici e un alt paper related de unde s-au inspirat ei cu chestia aia cu scattered connections și practic feature map-urile scoase dintr-un ResNet. Sunt highlighted obiectele pe feature map și după aia să folosești o atenție ca să facă reason-uri și să combini obiectele alea. Deci, practic, aici e scatter map plus transformer, de unde au luat ideea. În ideea de a face reasoning peste obiectele din feature map detectate de ResNet. Aici e pointer network, deja am explicat, dar e encoder-decoder care pointează și se vede cum pointerii arată către intrări. Aici este transformer arătat, ar trebui să știți deja, și folosește ideea de atenție, care, în fine, atenția e tot inspirată din neuromodulare, din neuroștiință. Și ce înseamnă atenția? Ideea ar fi ca o rețea obișnuită o antrenezi și sinapsele sau factorii de importanță, da? Sinapsele, odată ce le-ai învățat, rămân fixe, da? Dar ce ar fi dacă ai avea o altă rețea, da, care se uită și ea la aceleași date și în timpul inferenței rețeaua, output-ul de la cealaltă rețea, să decidă dinamic valoarea parametrilor la rețeaua, prima rețea, da? Deci ai o rețea care valoarea parametrilor la rețeaua asta e decisă dinamic de o altă rețea care și ea se uită la date. Și atunci, practic, e mult mai multă flexibilitate. Ideea e că ai ideea de neuroni inhibitori care inhibă semnalele de intrare la alți neuroni. Da? Și de aici ideea de atenție. În funcție de contextul datelor poți să alegi să inhibi intrările la alți neuroni. Și de aici puterea acestei arhitecturi transformer, care cumva e ca și cum ar învăța on the fly, chiar în timp ce faci inferență. Arhitectura transformer, care folosește atenția și care e folosită la Neural Machine Translation pentru traducere la Google Translate. Alphastar mai folosește și policy distillation, deci odată ce ai antrenat rețelele alea mari, se distilează în rețele mai mici și s-a demonstrat că poate să ducă la la o creștere de performanță chiar de 150%, da? Mai câștigă vreo 50% performanță și aici e un paper related care a fost folosit pentru DQN, folosește Q-Learning și folosită pentru altă rețea, da? pentru altceva, altă problemă, dar ideea e că au preluat de aici și la Alphastar au folosit și policy distillation, pare-se. Cam asta e tot. Iar aici e o parte care e mai mult introductiv, care îi DQN, ar trebui să o știți, dar există partea asta în care se demonstrează formula aia, policy gradient cu derivata și aici sunt efectiv formulele care se folosesc, da? Dar asta, cum am zis, nu pot
Acum rămâne, ori vă uitați, ori direct din curs, din cursul ăla CS285. Și am să pun link-urile relevante tot pe meetup. Cu... Oricum, Alex, o să public și pe site prezentarea slide-urile finale. Și da. Să și anunțăm pe Slack. Da, cam atât. Întrebări. Cred că s-au tot pus pe parcurs. S-au tot pus. Exact. E, ca și viitor, la ce se lucrează la hierarchical reinforcement learning și model-based reinforcement learning. Și deja au apărut noi paper-uri și urmau să se prezinte la următoarele conferințe, dar au fost anulate conferințele astea cu coronavirusul. Și cu model-based reinforcement learning s-a reușit să se facă mult mai eficient, adică nu mai are nevoie de atât de multe date. Și tot pe jocurile Atari, practic, se antrenează un agent și are nevoie de un, nu știu câte ordini de magnitudini mai puține date. Da? Și hierarchical reinforcement learning la fel promite să agenți care se pot descurca în situații mult mai complexe și nu au nevoie de atât de multe date. Și model-based înseamnă că înveți mai degrabă rețeaua asta de valoare, învață să estimezi reward-ul, da? Dar la model-based ai o rețea care învață mai degrabă să prezic în ce stare va ajunge. Deci ai o stare, faci o acțiune și rețeaua învață să prezică următoarea stare. Deci, practic, rețeaua e un simulator, practic. E un simulator al mediului și din cauza că ai o rețea care simulează mental mediul, tu poți să-ți faci interacțiunea ta nu direct cu mediul, ci cu acest simulator intern. Mental. Și de fapt asta fac oamenii. Oamenii în permanență, ei simulează mai degrabă mental. Nu au nevoie să interacționeze cu mediul așa mult și asta duce la o eficiență foarte mare și nici nu riști să o pățești, eu caz într-o groapă și mori, fiindcă simulezi totul mental și acolo nu poți pățești nimic rău. Iar hierarchical reinforcement learning înseamnă să înveți ierarhii de acțiuni. Deci descompui o acțiune complexă în subacțiuni mai simple sau nu chiar un lanț de acțiuni, dar un lanț de acțiuni îl descompui în acțiuni mai simple și atunci poți să orchestrezi chestii foarte complexe, acțiuni și strategii complexe, pentru că da, și hierarchical reinforcement learning chiar a fost implementat la Capture the Flag, la agentul Capture the Flag, și acolo a fost folosit două layeri LSTM și un layer primea observațiile, primul layer primea observațiile frame cu frame, da? Deci primul layer învăța mai degrabă să prezic acțiuni cu acțiuni, de la frame la frame, și al doilea layer, LSTM, își lua informația de la primul layer, însă lua informația doar din când în când, adică din 5 în 5 unități LSTM. Și atunci, cumva, al doilea layer mai degrabă învăța planificare pe termen lung, acțiuni pe termen lung, știi, care se puteau descompune în acțiunile prezise de primul layer. Cam asta e ideea. Și Capture the Flag nu a avut nevoie de imitation learning din cauza asta, fiindcă avea o arhitectură mai avansată, avea acest two-time scale LSTM network, da, cu două scări de timp. Și mai avea și o memorie externă, ca un fel de hard disk, știi? Deci avea un fel de memorie externă full diferențiable, dar problema e că agentul ăla era mai simplu, adică problema de rezolvat la Quake e mai simplă și memoria diferențiabilă nu prea scalează cu la probleme mai complexe.
Și probabil probleme de scalabilitate n-au putut să folosească arhitectura aia mai interesantă. Cam atât. Chestia asta cu model-based, eu am, poate am înțeles eu greșit de la tine, dar eu știam că model-based sunt de fapt situații în care tu cunoști în mod determinist, adică environment-ul tău este determinist și poți prezice outcome-ul reward-ului tău la fel în mod determinist, cum ar fi, de exemplu, nu știu, în cazul șahului, într-un fel sau altul. Adică nu mai e nevoie să trimiți acțiunea la environment și să vezi reward-ul, ci ai putea tu să-l calculezi, să spunem așa, determinist. A, era modelul environment-ul ăsta însemna cumva... Nu. Deci, cum am explicat, ai value network, ăsta e antrenat să-ți anticipezi reward-ul, da? Și e antrenat pe baza la temporal difference cu mean square error. Dar value network... Asta este cumva în context la actor critic? Da, exact, actor critic. Ok, atunci înseamnă că mai este un concept în reinforcement learning care se numește model-based reinforcement learning sau exact, e ceva diferit. Ales, dar da. Ciudat că se numește la fel, dar... Deci, actor critic e model-free, da, și ai value network care anticipează reward-ul și de ce ai avea nevoie să anticipezi reward-ul? În primul rând, la, de exemplu, la jocul de Starcraft, în mod normal, reward-ul tău îți vine doar la sfârșitul jocului, ai câștigat sau nu. Și de asta ar fi important și în timpul jocului, în permanență. Poți să faci niște reward-uri intermediare. Exact, gen, să-ți poți, da. Rețeaua ta de value network îți învață niște reward-uri intermediare, știi? Oricum ei au făcut reward-uri intermediare cu acel Z statistics și da, ca să stimuleze și cu supervised learning, fiindcă nu era suficient. Imposibil asta să... Asta e chestic, da, clasic în general în reinforcement learning, se numește reward shaping. Exact, tehnic. Exact. Da. Deci oricum ei au făcut un pic de reward shaping și prin imitation learning și prin Z statistics să imite omul, fiindcă altfel era mult prea dificil. Nu poți să înveți dintr-un singur bit, ai câștigat sau nu, și să reușești să înveți din chestia asta să câștigi. Deci model-based nu e acel din reinforcement learning, ci este doar din contextul actor critic. Deci actor critic e free, model free, deci nu are model, și model based reinforcement learning are un model al lumii, da? Deci mai are o rețea. Care învață efectiv că, dat fiind o stare și dacă actorul face o acțiune din acea stare, tu nu mai trebuie să întrebi environment-ul, dă-mi starea nouă în care ai ajuns, da? Observația nouă. Tu întrebi de data asta o altă rețea să-ți dea ea starea nouă în care ai ajuns, următoarea observație, da? Deci, efectiv, e o rețea care îți simulează environment-ul, nu mai ai nevoie de environment. Și de da, exact. Da. Ultima întrebare. Ai mai încercat să faci și tu ceva să pui mâna sau doar sunt chestii teoretice? Întreb în sensul de poate ne recomanzi nu știu, librării, environment, cum ți s-a părut OpenAI-ul, de la OpenAI, cum se cheamă el? De la OpenAI sunt mai mult educative, adică sunt algoritmi cât mai simplificați ca să înțelegi cât de cât, da? Deci nu sunt neapărat cei mai performanți. State of the art se cheamă algoritmul state of the art, este din librăria de la OpenAI, este soft actor critic, da? Se cheamă. Ce înseamnă soft? Înseamnă că există un pseudo-reward, e tot actor critic, dar există un pseudo-reward astfel încât
suplimentar, astfel încât predicția actorului a distribuției acțiunilor să nu fie chiar atât de sigură, știi? Adică să aibă entropii mai mari. Mm. Deci asta înseamnă, să zicem că prezic, sunt sigur că vreau acțiunea asta cu 0,6-0,9 probabilitate, da? Și automat cealaltă acțiune cu 0,1 probabilitate, da? Asta e un algoritm în cadrul la OpenAI Gym? Sau ce este? OpenAI Gym este simulator. E simulator de jocuri și îți permite tu cu doar cu linii de cod să interacționezi cu orice joc, da? Deci OpenAI Gym îți permite să mă refer la ce spuneai tu, da, OpenAI Gym, cred că toată lumea știe de el, da. Soft Actor Critic e cel mai bun algoritm din librăria de la OpenAI, da. Aha, deci este doar un algoritm. Dar poate alte platforme, alte chestii te-ai mai jucat, ai încercat să faci ceva care ți s-a părut mai bun, mai... cazul în care ai pus și tu mâna. Nu am pus mâna, mai știu, mai sunt multe librării. Este Horizon, sunt librării și mai noi. Nu e problemă. Sunt. Dopamin, sunt. Dar ca așa ca recomandare OpenAI e cel mai bun, că mai și înțelegi codul de asta. Și mai educativ și are OpenAI Gym. Și atunci, pentru puterea noastră de calcul, și pentru scop educativ, e mai ok. Celelalte librării sunt mai pentru producție. Deci aproape tot ce este în Alphastar, da, inclusiv Impala, există cod pe internet. Deci există codul, nu e o problemă. Dar e vorba de algoritmii ăștia distribuiți, care rulează pe mai multe computere, etc. Dar na, trebuie să rulezi în cloud. Și altfel nu prea ai cum. Și există librării care sunt mai production ready, ca să zic așa, dar automat necesită și putere de calcul. Și cel mai state of the art ar fi mai cunoscut Soft Actor Critic, dar și mai nou de la Microsoft este Optimistic Actor Critic, care îl întrece și pe ăsta. Da. Și mersi. Cam asta. Eu întrebări nu mai am. Mai are cineva întrebări? Sau... ok. Eugen? Alex? No, all good. Mă auziți? Cu întreruperi. Da. Ziceam mulțumim, Alex, pentru prezentare. Plăcere. O să trimit link-uri și prezentarea. La revedere. Seară faină. E frumos, Alex. Pa, pa. Pa. Pa, pa.